Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un episod din Forza Horizon 4 cu cea mai ieftină mașinuță de la mine din garaj, și anume un fel de Trabant, i-aș spune eu, din Ford Anglia 105E din 1959. Hai să vedem ce poate face cu dânsul. Băi, sincer, eu niciodată n-am mai auzit de mașină. Băi, sincer, să fiu, n-am mai auzit niciodată în viața mea de modelul ăsta de Ford. Îmi seamănă foarte mult cu Trabant, așa că o să-i spunem Trabant, ok? Spune dacă îi putem schimba motorul. Mamă, îi putem pune 2 litri F4 turbo. Îi putem pune motor de motocicletă, băieți? Da, băieți, deci aparent îi putem pune motor de motocicletă, deci deja știm titlul. Trabantul cu motor de motocicletă. O, hai să vedem, avem tracțiune spate? Desigur, lăsăm tracțiune spate. Ok, ia să vedem aici ce avem, single turbo sau natural aspirat. Bă, băiatule, natural aspirat. Înghesuită pare. Băi, să-i punem jante mai mari. Ne, lăsăm păsări pe 13, carat așa mai old school, cum s-ar spune. Îi punem street clutch, nu vreau să facem de viteză, dar hai să-i punem sport clutch. Ne batem puțin joc de ea, sport transmission, desigur. Ok, ia să vedem, sport driveline, nu vreau să fac chiar de race, dar ne batem puțin joc de ea. Să nu fie chiar stock totuși. Băi, frâne o să-i pun pentru că avem nevoie. O facem de drift, așa să fie mai lăsată puțin. Putem spune că avem suspensiile făcute acasă. Da, da, da. O tunăm așa un pic cum trebuie. Băi, apare nu prea poți să schimbi prea multe. Uite, o să o ușurăm puțin cu vreo 50 de kg. Băi, da, nu prea poți tuna foarte multe lucruri, dar... Na, hai să vedem ce am putut face din mașinuța asta. Vedem cum sună motorul ăla de... Mamă, voi vedeți, am avut stoc undeva la 29 de kW. Ceea ce înseamnă cam... Ceea ce înseamnă undeva la 38 de cai putere, băieți, adică foarte, foarte puțin, vă dați și voi seama. Deci, băieți, de la 40 de cai putere am trecut aproape la 200 de cai putere. Wow, e foarte, foarte mult, aș putea spune. Hai să vedem ce poate mașina asta de 200 de cai. Bine, vă dați și voi seama, în Forza Horizon, după cum probabil știți și voi, nu prea reprezintă mare lucru, dar... Hai să vedem ce putem face cu mașinuța asta. Dați și voi un like și un subscribe, băieți, pentru nebunia asta de Trabant sau Ford Anglia, cum vreți voi să-i spuneți. Ia să vedem. Și voi cum se vede din spate. Zici că stai pe locurile din spate, sunteți nebuni. Vreau să vă arăt cât de mare e portbagajul ăsta. Efectiv, ai loc să bagi tot porcul. O să vă pun acum o secvență cu portbagajul, care efectiv e imens. Ia să vedem cum se aude motorul de motocicletă. Ia să vedem, băieți. Ia auziți, mă, băieți. Ia să vedem interiorul. O, interiorul e Ford, nu aveți ce zice, avem acolo torpedou refrigerat, încălzit pe bancheta din dreapta față. Ia uite, geamuri frumos la manivelă, la ce manivelă, frate, la lacăt, ești nebun? Hai să vedem. Puțin clasic Asclan, ia uite, avem acolo climă pe 4 zone, hai că da. Avem acolo aerotermă, cum s-o numi ea, efectiv la manivelă, sunteți nebuni? Ia să vedem. Ia uite, mă, 70. Amă că se duce, uite, face și drift. Băi, băi, ce ziceați, mă, voi, că nu se duce mașinuța? Ia uite-o. Facem și bord, ești nebun? Ia uite-o. 120. Ia uite, gata, i-am făcut bordul, băieți. 150. Băi, băieți, stați cuminți că face și drift. Și dacă vrei, faci și driftul cu asta. Am găsit-o prin garaj și am zis că, na, să-i dăm și ei puțină viață acolo. Ca să zic așa, e și cea mai ieftină pe care o am. Bine, Nu punem la socoteală, să zic așa, mașinile gratis. Deci asta e cea mai ieftină pe care o am. Am setat acolo filtrul, ca să zic așa, de la cele mai ieftine. Și am găsit-o pe dânsa. Și mi s-a părut interesant, adică din față arată exact ca un Trabant. Uitați-vă și pe unde avem oglinzi. Avem acolo, avem decât o oglindă, aparent. Nu? Da. 1950, băieți. S-a schimbat mult în 60 de ani. Da. Uite, 100 la oră. De trepte de viteză avem? Avem 5. Cred că stoc avem decât 2 sau 3, adică... Da. Sunt curios de un top speed la mașina asta, adică... Nebunie, o să vreau să luăm și un tuning de race să vedem ce poate. Ia uite, mă. Ia uite. Ia uite-o. Rum. Ia uite. Mamă, broscuța. Ia uite. Ia uite, bă. Deci dacă vrei mașina de drift, îți iei... Trabant. Ce-i Trabant, bă, băiatule, și ți-ai făcut treaba cu dânsul? Sau, bine, cum vreți o să-i spui, ori Ford Anglia, ori Trabant, tot aia. Adică, ori s-au inspirat unul de la... Deci, ori e aceeași mașină făcută... Probabil că e ceva gen cum e și Renault Logan cu Dacia Logan.
Sau cine știe, poate doar e o mică asemănare și doar atât, ca să zic așa, doar o coincidență. Dar cine știe, poate știți voi mai bine să-mi spuneți și mie în comentarii. Efectiv, cu mașina asta trebuie să mergi doar cu a întâia. Ai suficiente turații pentru ce viteză vrei tu, cel puțin pentru viteze legale, adică. Efectiv, mergi cu 130 într-a întâia. Deci, dacă vrei așa o mașină cu o singură viteză, îți recomand mașina asta. Să zic așa, n-ai nevoie de viteza a doua, adică mergi legal cu a întâia. 130 pe autostradă. Nebunie. Da. Cum alimentezi mașina asta? Că nu văd niciun loc unde să bagi benzină, voi vedeți? Alo? Mașina asta merge pe aer? Eu nu prea văd un loc unde să fie chestia aia de benzină, unde să fie rezervorul, să zic așa. Voi vedeți? Ok, cred că mașina asta nu se alimentează, mașina merge pe aer, băieți. Băieți, nu știu dacă v-ați dat seama, dar pe mașina asta avem un colant, adică... Nu știu, să vreau să schimb culoarea, dar până atunci... N-aveți idee ce ruginită e pe sub colan, să zic așa. Băi, băieți, cam asta e mașina fără colan pe ea. Am zis să o colantez și-o frumos. La un preț destul de mic am făcut-o cu 100 de dolari acasă. Da. Dar am zis că trebuie să fie ceva mai profi, așa că l-am dat jos. Așa că am zis să vă arăt și vouă cum arată fără colan pe ea. Să motoră pe aici prin pădure. Locația noastră, știți și voi. Să vedem ce și cum, adică, na, părere ceva? Da. Adresul e interesant și așa, fără colant. Bine, vă dați și voi seama, lăsând gluma la o parte, este un livery destul de interesant, aș putea spune. Chiar țin să-l felicit pe cel ce a făcut acest livery, adică vă dați și voi seama ce greu de făcut așa ceva. Adică, uitați-vă și voi, cât de bine arată. Arată așa rugină șlefuită, știți ce zic? Adică, mașina a fost rugină și a fost oarecum pregătită pentru vopsit și chestii. Efectiv, așa arată și mașinuța asta acum. Da. Nebunie, nebunie totală. Vreau să-mi curăț de părerea voastră dacă vă place sau dacă nu vă place această mașină, dacă vă place ideea să mai luăm așa din când în când câte o mașină mai specială, aș putea spune, pentru că nu o vezi la toți playeri, adică nici măcar nu cred că vezi mașini mai vechi la playeri, adică toți playeri iau mașini noi, puternice și chestii, așa că am zis să-i dau o șansă mașinii astea. Ne jucăm puțin cu dânsa, na. Câți dintre voi, cei care jucați Forza, ați folosit această mașină sau ați văzut această mașină în joc? Majoritatea probabil că nici măcar nu știu că există mașina asta în joc. Nici eu nu știam până să văd că e cea mai ieșină din garaj. Și printre cele mai vechi, adică, da. Un lucru destul de interesant, nu? Chiar, chiar super tare. Băi, e nebunie mașina asta, nebunie curată, chiar n-ai ce zice. Ia uite-o. Ia uite-o. Băi, deci, na, nu te joci cu mașina, nu o dai cu mașinuța asta. Ia uite-o. Deci, băieți, am luat aici un tuning de pe internet și vreau să vă arăt ceva foarte, foarte tare. Ce probabil n-ați mai văzut. Ca o mică paranteză înainte, vreau să vă spun că mașina asta are undeva la 600 de kilograme. Extrem de puțin, adică, da. E, și acum vă gândiți ce e special la tuningul ăsta dacă nu e făcut pentru viteză sau așa. Ei bine, uitați-vă la asta. Hai să plecăm și noi. Uitați-vă la asta, băieți. Face Willy nebunia. Se ridică pe două roți, adică... Ia uite-o. Ați văzut? Efectiv, băieți, uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi, băieți. Am prins-o în poză aici. Se ridică pe două roți nebunia asta. Ia uite-o. Uitați-vă și voi, băieți. E nebunie curată. E nebunie curată. Uitați-vă și voi. Ia uite, ce curat e pe dedesubt și ce murdare e pe din afară. Băi, băieți, am luat aici un tuning, nu știu sigur ce motor aveam, dar auziți și voi cum sună. Adică, da, avem și roll keys, tot ce vrei. Hai să-i dăm și un top speed cu tuningul ăsta, pentru că cu tuningul meu, să zic așa, cel basic, cu motorul acela de puter, de motocicletă, cum vreți voi să spuneți, nu prea aveam șanse să prindem nici măcar 200. Hai să vedem un launch control corect. Ok, avem vreo 500 de kW, adică undeva la peste 600 de cai. 200, 250, băi, ești nebun, prinde 300, mai greu. A, haide, 298, 29, 300, 302, băieți, 305, 300, 305, băieți, top speed, hai să vedem un test de frâne, 3, 2, 1 și... Mua. Nebunie curată. Uitați-vă și voi. A intrat ABS-ul, chiar dacă în anii aia nici nu se gândeau că o să existe așa ceva, dar bă, băieți,
Dar da, destul de interesant ce pot spune. Bă, băieți, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și pe acolo multe, multe like-uri, să vă abonați, să-mi spuneți în comentarii ce clipuri vreți voi să mai facem. Și desigur, ne vedem data viitoare. Vă pup, sper că v-a plăcut, pa, pa!